Trăim timpuri solemne, timpuri profetice, pe care profeția le prezintă niște evenimente care le vedem astăzi împlinindu-se cu ochii noștri. Ce bine că suntem un popor care avem o viziune pentru viitor și nu suntem ca ceilalți oameni care bâșbâiesc în întuneric și nu știu ce să facă. Dar oricare ar fi situația, suntem parcă presați de timp, de împrejurări, ca să luăm unele decizii. Și bine este atunci când iei o decizie în viața ta, dar liniștit, calm, frumos, analizând situația, meditând la unele lucruri. Dar atunci când ești forțat ca să iei o decizie forțată, neprevăzut, nepregătit, s-ar putea ca să iei o decizie greșită. De aceea spun slava lui Dumnezeu pentru că ne mai oferă încă acest timp prețios, când că putem să mai analizăm viața noastră, să vedem care este starea ei și prin prisma celor care, evenimentelor care sunt descrise în Cuvântul lui Dumnezeu, să luăm o decizie. Și bine ar fi ca decizia noastră să fie de a fi întotdeauna cu Domnul. Vreau ca să vă prezint o temă, de altfel cred că este o temă destul de importantă și serioasă pentru timpul de astăzi. Și tema am intitulat-o Ultima înșelăciune universală. De ce? Veți descoperi pe parcursul acestei prezentări. Dar înainte de aceasta vreau ca să aruncăm o privire asupra istoriei din trecut, ca să facem o analiză și să vedem ce avem de învățat pentru prezent și pentru viitorul care ne așteaptă. Când au început oamenii ca să se mulțească pe pământ, până la un timp, ei erau împărțiți în două clase. Erau cei numiți fiii lui Dumnezeu, descendenții lui Set, și erau fiii oamenilor, descendenții lui Cain. A fost o perioadă de timp aproximativ până la potop, undeva 1500 de ani, când aceste două clase nu se amestecau unii cu alții. Dar după o perioadă de timp, chiar înainte de potop, spune că fiii lui Dumnezeu n-a mai ținut cont de anumite reguli și s-au încuscrit cu fiii oamenilor. Despre aceasta ne relatează Geneza capitolul 6. Și Dumnezeu a fost nevoit ca să pună capăt istoriei vieților oamenilor până la potop, din cauza că nu era altă ieșire din situație. Pentru că s-a găsit doar un singur om ca să fie neprihănit. Și acesta a fost Noe. Da, veți spune că cu el a mai fost familia lui, dar bănuiesc că au fost niște persoane neprihănite. Dar nu discutăm acum. Deci, Dumnezeu a pus capăt prin potop. Și vreau să atrag atenția la un citat pe care Domnul Hristos îl spune în Evanghelia de la Matei, capitolul 24, cu textele 37 la 39. Spune așa: cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau, se măritau,
până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Cunoaștem aceste texte, nu deseori le-am auzit și de data aceasta vreau să precizez o singură idee din aceste texte. Și această idee este: și n-au știut nimic. Spuneți, de ce n-au știut nimic? Nu li s-a spus? Noi a predicat timp de 120 de ani. Și spune că fiecare lovitură de ciocan a fost o mărturie pentru oameni că Dumnezeu va trimite un potop din cer și va distruge toată lumea. Și oameni buni, profitați de ocazia ca să vă întoarceți la El și să intrați în corabia aceasta de salvare. Timp de acești ani, Noe a predicat și a spus, a prezentat oamenilor care va fi adevărul, evenimentul care se va întâmpla în viitor. Atunci, de ce oamenii n-au știut nimic? De ce? Cred că un răspuns ar fi: n-au dorit să știe, da? N-au dorit să știe. Au preferat ca să trăiască așa cum le place lor, să facă ce le place lor și nimeni să nu intervină în viața lor. De altfel, și lumea care suntem astăzi merge pe aceeași viteză. Nimeni n-are voie să spună în dreptul altcuiva nimic, să îl lași să spună ce vrea, să facă ce vrea și să ai o toleranță care să n-aibă limite. Și spune că la fel se va întâmpla și în timpul de pe urmă. Oamenii nu vor ști practic nimic. De ce nu vor ști nimic? Pentru că nu li s-a spus? Ba da, astăzi se predică Evanghelia pretutindeni. Fiecare poate ca să audă, dacă nu prin viu grai, printr-o emisiune, printr-un anunț, printr-o revistă, poate să ajungă la o înțelegere, dacă l-a interesează. Dar dacă pe om nu l-a interesează, poți ca să stai zile în șir, luni și ani, să-i spui, dacă nu-l interesează, totul e în zadar. Nu poți să-i faci nimic. Mă întreb pentru noi. Suntem cei care știm. Și deseori, văzând unele evenimente care se împlinesc, mai ascultând și unii, așa zici, profeți care prezic unele lucruri, imediat facem concluzie și spunem, uite, asta e adevărul, asta e profeția biblică. Și uităm că mai sunt multe lucruri care trebuie studiate atent și analizând, să putem ca să ne formăm o înțelegere corectă bazată pe ceea ce spune Biblia și în special profețiile. Legat de ceea ce ne privește viitorul, noi ca popor advent știm foarte bine ce urmează și cum se vor întâmpla. Da, poate vor mai fi unele surprize care nu le cunoaștem exact, dar în general cunoaștem aproximativ cum se vor desfășura evenimentele. Întrebarea este să nu ne trezim într-o zi să spunem că n-am știut. Și dacă acest timp de astăzi îl vom
ignora. Îi vom ignora în sensul că nu ne interesăm. Nu ne interesează nici politica, nici religia, nici viața nimănui. Îmi văd de treaba mea. Deci s-ar putea ca într-o zi să ne trezim și noi cu niște probleme și în fața unor evenimente în care să ne spunem cuvântul cu o majoritate. Și noi știm cine vor fi majoritatea. De aceea bine ar fi ca să ne fortificăm astăzi cunoștințele noastre în cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce se va întâmpla, cum se vor desfășura, să fim acei care știm. Știm dinainte și Domnul Hristos a spus, vă spun mai dinainte aceste lucruri, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți, credința noastră să creadă. De exemplu, Daniel când a primit viziunea referitor la împărățiile care vor urma și cum se vor desfășura evenimentele până la sfârșit, avea multe motive ca să nu creadă. Și vă spun de ce. Bine știm că Imperiul Babilonian era cel mai puternic imperiu din lume. Până atunci și după el n-au mai existat un astfel de imperiu atât de groaznic. Cei care sunteți interesați, luați și studiați și veți vedea care au fost, pe ce se baza acest imperiu grozav. Și Daniel, fiind în acest imperiu, primește o viziune și spune că după o perioadă de timp, Imperiul Babilonial va ceda Medo-Persiei. Chiar părea bizar. Cine erau Medo-Persiei? Erau niște popoare neluate în seamă pe vremea aceea. Și Daniel, crezând pe Dumnezeu, prezintă lui Nebucadnețar această profeție printr-un vis care l-a descoperit. Spuneți, a crezut Nebucadnețar? N-a crezut. Pentru că nu l-a interesat. El se aștepta la un ceva. Și părea chiar de necrezut pentru el. Cum adică? Imperiul meu să cedeze în fața la niște mezi și terși? Niciodată. Nu știu cum au reacționat oamenii. Biblia nu ne dă explicații. Cum au reacționat oamenii? Cum au primit această profeție? M-ar interesa să știu. Cum au reacționat oamenii? S-au mulțumit? Au fost bucuroși de această profeție a lui Daniel? Sau, la fel ca și Nebucadnețar, au spus, așa ceva e imposibil. Dacă, dau un exemplu, dacă astăzi ar veni cineva și v-ar spune, profeție, că în viitorul apropiat, Republica Moldova va cuceri România și o parte din Europa, ce veți spune? Asta e bun de internat. E un lucru incredibil. Cum adică? Imposibil. Cred că cam așa s-a întâmplat și așa au reacționat și oamenii pe timpul lui Daniel. Părea imposibil. Dar ceea ce spune Dumnezeu în profeție, este credibil sau rămâne depus la îndoială? Pentru că aici e problema. Dacă punem la îndoială unele lucruri, ne îndoim de tot. Dar bine ar fi ca să credem că ceea ce spune Dumnezeu se va împlini exact. Și haideți ca să revenim puțin la profeție, puțin la ceea ce ne prezintă viitorul. Ce știm noi despre viitor? Ce știm? Știm că o fiară care
are două coarne și care vorbea ca un balaur, va predomina în ultimul timp. Și știm că această fiară reprezintă Statele Unite ale Americii. Da? Suntem convinși, cei care nu sunt convinși pot ca să facă cercetări și să ajungă la această concluzie, sper. N-avem timp să ne oprim acum. Și știm că această fiară va încerca ca să îi facă pe oameni să creadă ceea ce impune ea. Și să nu mai lase pe oameni să aleagă după preferințele lor. Eu sunt adventist, eu sunt baptist, tu ești pentecostal, catolic și așa mai departe. Nu. Va fi o ordine mondială, va fi o credință mondială și generalizată. Așa credem sau numai eu cred așa? Așa găsesc scris în Scriptură și în Cuvântul lui Sperat. Și am această credință că așa se va împlini. Poate nu știu toate detaliile și nimeni nu e încurajat ca să știe exact cum și când se va întâmpla aceste lucruri. Dar să așteptăm timpul și vom vedea. Deja astăzi, nu numai eu, ci și alții pot să confirme că această putere deja se dă văzută explicit. Nimeni nu poate să nege. Ce va fi în viitor? Așteptăm și vom vedea. Să nu luăm înainte. Întrebarea care mă preocupă pe mine și poate pe mulți dintre dumneavoastră este ce se va întâmpla cu întreaga creștinătate. Ce se va întâmpla cu evreii? Ce se va întâmpla cu musulmanii, cu islamicii, cu păgânii, cu cei care sunt secularizați într-un context în care ne aflăm și noi, ca Franța, Europa? Ce se va întâmpla cu acești oameni? Oare este prevăzut ceva și pentru ei? Sau ei vor trece așa nebăgați în seamă și vor merge la pierzare, neținând cont de nimic? Ultima înșelăciune universală, titlul de bază este, și aș vrea ca să vă prezint un citat din Marea Luptă, care l-am citit de mai multe ori și dumneavoastră cred că l-ați citit, dar în timpul de față parcă prezintă mai mare lumină. Și invit ca să fie prezentat acest citat. Se vede cam mic, dar dacă puteți să urmăriți. A venit Hristos, va fi strigătul de bucurie, ca un act care va încorona marea dramă a înșelăciunii. Satan însuși se va preface în Hristos. Multă vreme a mărturisit biserica cea de-a doua venire a Mântuitorului ca pe o împlinire a speranțelor ei. Și iată că acum marele amăgitor va face să apară că Hristos a venit. În diferite locuri ale lumii, Satan va apărea printre oameni ca o ființă magnifică, de o strălucire uluitoare, ca în descrierea Fiului Dumnezeu din viziunea lui Ioan. Slava care va înconjura pe Satan depășește tot ce au văzut vreodată ochii muritori. Atmosfera va răsuna de strigăte de triumf. A venit Hristos! A venit Hristos! Oamenii cad la pământ în adorare înaintea Lui, în timp ce El cu mâinile ridicate rostește binecuvântări asupra lor, așa cum își binecuvânta Hristos ucenicii când era pe pământ. Vocea lui Satan va fi blândă, suavă și melodioasă. Pe ton iubitor și plin de milă, El va prezenta unele din acele adevăruri pline de grație cerească pe care le spunea Mântuitorul. Va vindeca pe unii oameni de boli. Spuneți, e o surpriză care ne așteaptă pentru viitor? Nu? Știați lucrul acesta mai dinainte? Da. Ceea ce
poate ne va surprinde, este felul cum se va manifesta Satan și în ce loc. Pentru că Satan va încerca să emite și el niciodată nu va avea capacitatea ca să emite perfect revenirea lui Hristos, dar într-un anumit fel va putea ca să emite. Și spune că în diferite locuri, în diferite locuri va apărea. Poate că va apărea într-un loc în Franța sau în alt loc sau în America, nu știm, dar cert este că va apărea. Și atunci, oamenii când vor vedea, va mai conta ce spun alții? Spuneți, va mai conta? Sunt convins că nu va conta nimic. De altfel și o zicală, ce văd ochii nu e minciună. Oamenii vor crede ceea ce văd cu ochii. Și atunci marele înșelător a pregătit deja terenul și mi se pare că este foarte, foarte bogat în holde. Pentru că foarte mulți creștini sunt cei care cred că Domnul Hristos va veni ca să restabilească împărăția aici pe pământ. Spuneți, care e diferența dintre adevărata venire a lui Hristos și ceea ce va imita Satan? Domnul Hristos va fi văzut de toți. O altă diferență. Da? Cum? Se va coborâ Domnul Hristos aici pe pământ? Spune că Domnul Hristos nu se va atinge de pământ, va rămâne în văzduh și va fi înconjurat de mii și mii de îngeri în slavă. Satan va încerca și el să facă la fel. Dacă ați observat din citat, atmosfera răsuna de strigăte de triumf. Dă de înțeles că va fi o atmosferă în jurul lui care va demonstra că este ceva triumfător. Da, nu vor fi niște oameni care vor striga numai. Va fi ceva mult mai mult. Dar nu se compară. Și noi ar fi bine ca să știm foarte bine aceste lucruri, ca să stăm în picioare la timpul acela. Mai știți o altă diferență? Ce se va întâmpla când Domnul Hristos va veni cu adevărat? Da, în cuie, în palme va avea semnul cuilor, dar până îl vei vedea, se mai întâmplă ceva. Morții vor învia, exact. Și se întâmplă ceva extraordinar. Morții care au murit cu speranța că îl vor vedea pe Hristos, vor învia. Este un eveniment care nu poate să fie tăgăduit de nimeni așa ușor. Deci, ținând cont de aceste lucruri, să putem să facem diferența. Pentru că, de ce spun și mă tem, că mulți vor fi înșelați. Și Biblia spune că nu cei care sunt în afară, undeva, în alte biserici, nu mai știu unde, ci chiar cei aleși, chiar cei aleși. Și aici vreau ca să precizez ce înseamnă cei aleși. Cei care au primit invitația, au acceptat oferta mântuirii, dar au luat-o așa ușor. Au trăit viața practic cum le plăcea, cu preferințele lor păcătoase și practic nu s-a schimbat nimic în viața lor. Și atunci când marele înșelător va prezenta aceste lucruri, aceste evenimente extraordinare, Biblia spune că vor fi
înșelați chiar și dintre cei aleși. Mi-am pus întrebarea și credeți ca și dumneavoastră să vă cercetați, de ce cei aleși să fie înșelați? Oare n-au știut? N-au avut totala informație? Este ceva aici. Este ceva aici. Și astăzi ne bucurăm, poate într-un fel, de numărul crescând de mare al membrilor bisericii noastre. Spune că am trecut peste 8 milioane. Să dea Domnul să rămână toți. Să dea Domnul să rămână toți. Și mă rog personal și dumneavoastră rugați-vă ca să rămână toți. Dar este o profeție. Este o profeție condiționată. Pentru că lucrurile s-ar putea schimba. Dacă ne pocăim, această profeție s-ar putea să nu se împlinească. Dar vă prezint ca să fiți la curent. Spune că pe parcursul timpului, până la sfârșit, o mare parte ne va părăsi. Motivele sunt mai multe. Unii vor fi înșelați din cauza că nu și-au fortificat cunoștințele în adevărul Scripturii. Și foarte ușor au căzut pradă. Am văzut, e fapt. Da. Alții vor ceda din cauza presiunii care vor fi în timpul acela. Vor spune, decât la moarte, mai bine accept. Nu știm care va fi situația cu fiecare dintre noi, dar știm bine că călătoria noastră spre cer nu va fi o călătorie splendidă, fără primejdii, lipsită de orice teamă. Da, vor fi, vor fi. Dar cert este că Dumnezeu este Cel care va conduce acest popor și cei care se încred în El vor ajunge biruitori. Vreau ca să vă prezint un alt citat. Un alt citat, tot extras din Marea Luptă, care spune așa: capete încoronate. Se referă la creștinarea universală. A, bine, este așa. Capete încoronate. Președinți, conducători în poziții înalte se vor pleca înaintea teoriilor lui false. Lumea care a respins adevărul îl va primi pe el ca pe Domnul domnilor și Regele regilor. Aici aveți răspunsul la întrebarea cum se vor converti la creștinism toți. Atunci când împărații, conducătorii națiunilor de pe acest pământ se vor pleca în fața acestui Hristos fals. Bineînțeles că cei care sunt în supunerea lor vor face același lucru. Și ceea ce contează pentru ei va fi această minune extraordinară. Și știm că Satan va face aceasta ca strategie pentru a înșela, dacă este cu putință, pe cei mai mulți. Pe cei mai mulți. Și aici vor fi nevoiți să creadă toți. Pentru că cred nu în ceea ce spun evreii, musulmanii, catolicii sau altceva. Dovada este pe loc. Și ceea ce este văzut este ceva temeinic. Și această înșelăciune este pregătită în viitor. Când va fi, când vom auzi, să știm că Cuvântul lui Dumnezeu nu dă greș și să fim gata să trecem tari, statornici,
peste această înșelăciune. Pe de altă parte, îmi pun o altă întrebare. Dacă am fi conștienți de această responsabilitate și am putea ca să prezentăm oamenilor dinainte acest eveniment, această înșelăciune, poate că în timpul acela, unii, fiind informați mai din timp, își vor da seama. Vor zice, stai puțin că eu am auzit undeva. Cineva mi-a spus undeva, am citit că, uite, așa se va întâmpla. Și aici rămâne la responsabilitatea noastră ca să spunem oamenilor de pe acum despre această mare înșelăciune. Cine știe cum și în ce fel oamenii vor reacționa. Dumnezeu este Cel care lucrează și la timpul potrivit le va descoperi oamenilor adevărul care odată l-au auzit undeva. Dar iarăși vine povara aceasta grea asupra mea și cred că a dumneavoastră la fel. Dacă nu spunem oamenilor astăzi, poate că ne va fi greu în acel timp să trăim aceste evenimente și să vedem pe oameni care sărmane din neștiință. Din neștiință cred o minciună. Deci să ne gândim la această responsabilitate. Am spus că există unele diferențe între adevărata venire a lui Hristos și Satan care va încerca să imite. Un alt lucru care va face diferența este în citatul următor. Da? Este? Se afișează? Spune așa. Apoi, ca un adevărat Hristos, ce se pretinde, el va declara că a schimbat sabatul în favoarea duminicii și va porunci tuturor să sfințească ziua pe care el a binecuvântat-o. Într-un singur punct va fi de o deosebire. Satan va abate oamenii de la legea lui Dumnezeu, dar în ciuda acestui fapt, el imită atât de bine un caracter drept și nevinovat, încât să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Vedeți un alt citat care ne spune clar că Satan va încerca să spună oamenilor ceea ce unii au crezut mai dinainte, nu? Majoritatea creștinilor așa cred. Duminica e ziua de închinare. Și poate unii din vizitatorii noștri se întreabă de ce adventiștii și astăzi, cu alte ocazii, vorbesc mai mult despre sabat. N-au altceva de vorbit? Da, avem multe lucruri de vorbit și poate ați prins și alte ocazii, dar atunci când avem un studiu sau o predică despre sabat, da, vorbim. Pentru că este un adevăr esențial, sabatul. De ce? Pentru că Satan va încerca ca să prezinte schimbarea în aceste. Și după cum am spus deja, foarte mulți care cred acest adevăr, atunci se va confirma. Uite, domnule, așa stau lucrurile, nu cum ne spuneau adventiștii sau subotnicii, sâmbătari. Duminica e ziua de odihnă a lui Dumnezeu. Domnul Hristos ne spune așa. Ei, vedeți că Satan va putea și în felul acesta să înșele o bună parte din oameni. Și un alt citat care merge și mai departe spune așa. El va spune că aceia care persistă în păzirea zilei a șaptea ca zi sfântă îl blasfemează și profanează numele prin refuzul de a asculta de îngerii pe care i-a trimis cu lumină și adevăr. Cu excepția celor care sunt susținuți de puterea lui Dumnezeu prin credința în cuvântul său, lumea întreagă va cădea pradă acestei amăgiri. Oamenii vor fi înșelați cu repeziciune, fiind fermecați și ținuți într-o siguranță falsă, pentru a fi treziți doar la revărsarea mâniei lui Dumnezeu.
Ce urmează? Se va mulțumi Satan că doar va înșela o bună parte din oameni? Nu se va mulțumi cu atât. El va încerca să-și stabilească împărăția sa pe acest pământ. Asta e strategia lui. Și va locui aici cu oamenii. Și bineînțeles că nu e plăcut să locuiești cu cineva care este contrar concepțiilor tale. Nu știu cum se descurcă cei care trăiesc într-o familie care au păreri diferite. Nu știu. N-aș vrea să fiu în astfel de situație, dar dacă se descurcă, treaba lor. Satan nu-i va plăcea ca să trăiască pe un teritoriu unde sunt niște oameni care prezintă cu totul altceva. Și în plus îl acuză și pe el că este Satan cel înșelător. Da, nu cred că va avea această plăcere. De ce va încerca cu orice ocazie ca să distrugă, să nimicească pe acest popor? Și noi știm că aceasta ne așteaptă în viitor. Dar nu ne teamă, pentru că Domnul a promis că va veni și va tăbărâ în jurul celor care se tem de El și rămân statornici, nu în ceea ce văd, dar în ceea ce spune Scriptura, în ceea ce cred în adevărul Scripturii. Pentru că nu întotdeauna ceea ce vezi este un fapt care trebuie să-ți determine să crezi. Ceea ce spune Scriptura este acel lucru care ar trebui ca să ne formeze credința noastră și să ne facă să credem că Dumnezeu ce a spus, așa se va împlini. Un lucru care vreau să subliniez din ultimul citat este că oamenii vor fi înșelați cu repeziciune, fiind fermecați într-o siguranță falsă. Știți că diavolul are această putere ca să, cum să-i spun, să ne hipnotizeze. Poate este și alt cuvânt. Da? Știu unele persoane care au mers în unele locuri unde erau niște adepți al lui Satan care făceau lucruri de astea nemaipomenite. Și oameni care în toată mintea, intelecție, venind în față, acceptând această provocare, ieșeau pe scenă și ca niște nechipzuiți își scoteau încălțămintea și se jucau cu ca niște mașini. Oamenii în toată mintea, mai înainte. De ce? Diavolul poate ca să ne înșele prin diferite metode. Dar atenție! El n-are capacitatea ca să înșele pe oricare. Și am citit în citatul de mai sus, cu excepția. Diavolul va înșela, dar nu pe toți, cu excepția celor care sunt susținuți de puterea lui Dumnezeu. Ei, nu știu din cei care sunt aici dacă cineva a experimentat să fie în afara protecției lui Dumnezeu. Nu cred că este nimeni care a experimentat lucrul acesta. Și este teribil. Atunci când să fii lăsat fără Dumnezeu, fără ocrotirea sa. Ei, să știți că în ultimul timp, când mulți oameni vor spune, eu mă descurc și fără Dumnezeu. Și vor fi lăsați, pentru că Dumnezeu nu impune și nu se impune nimănui. Dumnezeu o lasă la liberă alegere. Și atunci când oamenii aceștia vor fi lăsați în voia alegerii lor, Satan îi va fermica, îi va hipnotiza într-un fel și vor face și vor spune lucruri nemaipomenite, pe care altădată cine știe dacă le spuneau sau le făceau. Acum, atenție, ne privește și pe noi oricum aceasta?
Am spus la început, dacă va fi cu putință și pe cei aleși, dar sunt cei care au ales să fie cu Dumnezeu, dar au avut alte preferințe și au trăit viața după cum le-a plăcut lor. Și în final s-au depărtat de Dumnezeu. Dar cu excepția celor care au ales să fie și să trăiască cu Dumnezeu până la sfârșit, aceștia vor fi păziți prin puterea lui Dumnezeu. Și avem această siguranță că vom fi păziți de puterea lui Dumnezeu. Și un ultim citat care confirmă aceasta spune așa: dar poporul lui Dumnezeu nu va fi înșelat. Învățăturile acestui Hristos fals nu sunt în conformitate cu Scripturile. Binecuvântările lui sunt rostite asupra închinătorilor fiare și a chipului ei. Chiar clasa aceea despre care Biblia declară că mânia lui Dumnezeu neamestecată va fi revărsată asupra lor. Slava lui Dumnezeu pentru că va fi un popor care nu va fi înșelat. Că voi fi și eu acolo, că vei fi și tu, rămâne ca astăzi să luăm această decizie și să ne fortificăm cunoștințele și credința noastră bazată pe Scripturi. Și să nu ne lăsăm duși de orice vânt de învățătură, de orice profeți numiți așa, care inventează orice eveniment și în felul acesta falsifică adevărata profeție a Bibliei. Dar să fim convinși în ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Său și fie ca viitorul să fie acel care să ne apropie și mai mult de Dumnezeu și oricare ar fi situația, încercarea, să avem siguranța aceasta că Domnul nu ne va părăsi niciodată, dar ne va ocroti în orice situație și în orice împrejurare. Domnul să ne ajute la aceasta și Lui să-i aducem slavă pentru aceste mari binecuvântări și privilegii. Amin.